Da, bun găsit, mulțumesc pentru că, iată, petrecem o zi, o clipă împreună. Chiar și eternitatea acestei clipe. Mulțumesc, Cristina Iordăchescu Iordache, mulțumesc, Cristina Iordăchescu. Și îi mulțumesc maestrului Dan Iordăchescu pentru faptul că se află aici, în vari dimensiuni. Nu e deloc simplu ca să privești în retrospect drumurile, căile și mai ales să întrebi drumeții cât de greu sau cât de ușor le-a fost, când au ajuns în vârf, când au simțit că sunt în adâncul văii și că nu mai pot ieși de acolo. Probabil că această imagine de munte, pentru că muntele ne dă o dimensiune a ceea ce suntem, ar fi bună pentru drumurile voastre? Uneori îmi place să mă ascund și la umbra lui. Uneori voile îmi dau un sentiment de protecție. Nu întotdeauna acolo sus ești, sau, de fapt, acolo întotdeauna ești singur. Și întotdeauna mi-a plăcut să fiu mai puțin singură și mai aproape de familie și de prieteni. Și nu știu cum se face că acest sentiment îl găsești mai mult în văile munților și nu în înaltul lor. Văile sunt protective, ne strâng familia. Împreună ne lipsește, ne simțim izgoniți în tot felul de batis, într-un fel de sisteme închise. Sufletul meu e acasă pe malul mării. Pe malul mării, dar unde? Mării. Știu că e o mare aparte. O mare albastră, cum numai în Grecia sufletul meu vede și simte. Sunt mări frumoase peste tot în lume, marea mea e acolo. Și de acolo o iau totdeauna cu mine în sufletul meu și o visez și cu ochii deschiși și cu ochii închiși. Da. Marea noastră, familiei noastre, acolo ne duceam împreună cu părinții noștri. În fiecare vară mai întâi ele, eu mai așteptam încă micuța acasă. Dar undeva, cred, pe la vârsta de 7-8 ani, am fost și eu alăturată în excursii și în vacanțe foarte, foarte lungi. Asta ne-a permis să cunoaștem mai bine locurile. Cât stăteați? Eu mi-aduc aminte că cel puțin o lună. O lună atunci când mergeam eu cu ei. Prima dată când am mers cu tata a fost în 1982 și ne-a oferit, din păcate numai mie și Ralucăi, pentru că ea era prea micuță și așa cum erau timpurile acelea în 1982 în România, i s-a spus că nu pot pleca toți cei trei copii, unul trebuie să rămână zălog acasă. Eu eram zălogul. Deși tata se întorsese întotdeauna, s-a întors și avea să se întoarcă întotdeauna în țara lui. Dar asta era situația și atunci am plecat cu tata, cu mama, Raluca și eu. Ne-a oferit un tur inițiatic al Greciei. A fost primul meu contact cu Grecia și cel care m-a marcat pentru tot restul vieții, pentru că acolo unde alții vedeau niște pietre fără însemnătate, fără formă, eu am avut sentimentul de a vedea istoria înviind în fața mea. Am avut și o situație absolut specială. Tata avea prieteni care aveau prieteni, că așa se leagă lucrurile, în Caterini. Șantierul de la Dion era în plină activitate și nedeschis publicului, evident, situl nu era deschis publicului, dar noi am putut să intrăm prin acești prieteni și eram singurii care pășeam prin spații care nu mai fuseseră colindate de 2000 de ani. Vedeam dreapta grămăjoară de mozaic care aștepta să fie pus înapoi după 2000 de ani, în altă parte pietre. Și la un moment dat în fața noastră am văzut o arheologă care curăța de praful, de mâlul istoriei, o statuie întinsă pe jos în praf, cu o măturică din aceea specială și cu apă,
Și cred că este imaginea cea mai frumoasă din acel sejur al Greciei. Am văzut o întinsă în fața mea, nu muzeu, perfectă, așezată pe un socul, nu marmura sclipind de curățenie, ci marmura cu timpul așezat pe ea. Peste două zile aveam să vedem în presă, anunțat în headlines, descoperirea acestei statui și acum este expusă la Dion. E una din amintirile foarte dragi cu tatăl și cu mama. Foarte puternică. Drum inițiatic, drumeții inițiatice. Da, pentru că am pornit de sus, am coborât până în Pelopones și am venit pe partea cealaltă, am atins câteva din marile lor situri și am simțit o Grecie. Sigur, Grecia rămâne eternă și nu, orice s-ar întâmpla în ea, acest mister și acest farmec nu-i pot fi luate. Dar atunci era o Grecie mai sălbatică, mai puțin colonizată de turiști, în care te simțeai mai mult împreună, una cu ea, una cu acest spațiu extraordinar prin care pășeai. A fost un noroc pentru mine. Eu nu l-am primit acest noroc. Că din păcate, eu am găsit o Grecie puțin mai atunci când aveam capacitatea de a o înțelege. Și asta s-a întâmplat puțin după vârsta de 10-11 ani. Am găsit o Grecie puțin mai aglomerată, vie, extrem de vie și foarte colorată, cu foarte mulți turiști din foarte multe zone ale Europei. Însă, momentul meu inițiatic a fost trăit alături de tatăl meu atunci când el a fost singurul care a reușit să mă facă să nu-mi mai fie frică de apă și să învăț să not. Și am învățat să not alături de el. Nimeni n-a reușit, am încercat și ele, le bănuiam de alte gânduri. Prieteni de-ai lor, nimeni n-a putut să mă facă să pășesc în apă, numai el. Și notam cu el până departe și descoperisem lumea de sub apă pe care încercam să o cunosc atât cât îmi permitea respirația, da? Deci acel, nu știu, până într-un minut pe vremea aceea. Și făceam exerciții în acest sens, să încerc să-mi țin respirația cât mai mult ca să pot să văd cât mai mult în adânc. Mă așteptam să apară de acolo cine știe ce creatură extraordinară sau că se va întâmpla ceva foarte interesant. Așa a fost. Așa a fost tatăl meu de atunci și tatăl meu așa cum nimeni nu l-a cunoscut. Cel care pășește pentru prima dată pe un drum are curaj să o facă și permite și celorlalți să meargă acolo. Sunt deja trei imagini puternice care trimit spre ceea ce a însemnat maestria de viață a tatălui Dan Iordăchescu și energia fabuloasă pe care a putut să o dreneze din infinitate pentru fiecare dintre noi. Și mă întreb, cum a început toate lucrurile și cum s-au legat în acest câmp de o infinită complexitate în care dacă nu era mama, nu erați voi, dacă nu era dorința tatălui, nu erați voi. Și apoi, cum s-a transmis dorința și iată cum am ajuns să vă auzim pe voi, vorbind, cântând. A început într-o stație de autobuz, unde mama aștepta autobuzul, era cunoscută Irina Bora unei țări întregi de la televizor. O salutăm. Să o salutăm și pe Raluca. Și pe Raluca. Și să salutăm și pe Cătălin. Soțul meu. Și pe Claudiu. Și pe Claudiu. Și mai ales să salutăm și copiii. Sunt trei nepoți. Cristian și Claudiu Alexandru ai mei și Chrissy, copilul Raluca. Cristiana Raluca și cândva foarte aproape. Îl salutăm deja. O salutăm. I-am convocat, da, e familie. Scuze. Nici o problemă, nu. A început într-o stație de autobuz unde Irina Bora aștepta autobuzul să se întoarcă acasă, iar Dan Iordăchescu, într-o mașină extraordinară, frumoasă pentru acele timpuri, oprise la stop. A văzut-o, a recunoscut-o, toată lumea o cunoștea și a invitat-o să o ducă acasă. Ea îl cunoștea la rândul ei și din acest motiv s-a urcat
altfel n-ar fi urgat. A dus-o acasă și a revenit pe acea stradă foarte mult timp până când mama, care era foarte tânără, fragedă, a înțeles că între ei doi se naște ceva, i-a acceptat curtajul și de aici lucrurile au curs înspre noi, înspre deci, momentul de azi. Mama... Copilul mama a avut primul copil pe mine, apoi pe Raluca și apoi am mai stat puțin. Spun copil pentru că era un copil, avea 19 ani atunci. 19 ani. Ce autobuz nu a venit, nu a fost grăbit ca să permit această întâlnire? Ne plângem uneori că așteptăm prea mult în stație. Ce bine că așteptăm în stație. Depinde cum așteptăm. Da, și mai ales pe cine, sau de fapt, ca să aștepți pe cineva, poate că e necesar să nu vrei să aștepți pe nimeni, să nu te aștepți. Nu aștepți pe nimeni. 19 ani. Și apoi, de aici au început toate, care sunt primele imagini pe care le aveți fiecare despre împreunăle familiei și despre tata, de exemplu? Și ce înseamnă tata? Senzația pe care o are un copil în fața gigantului Daniel Dăchescu. Mi-am pierdut puțin tel, cum se spune, path-ul, cărarea spre folderele în care se ascund amintirile mele din copilărie, nu știu de ce. Știu sigur că sunt acolo, nu reușesc să ajung la ele, dar cele câteva care îmi sunt puternice în minte, una dintre ele... O veți vedea într-o imagine, o fetiță mică și blondă într-o rochie lungă cu volane, dându-i flori pe scena Ateneului Român pianistului Wolfgang Schöringer, după ce, și alături Dani Ordăchescu zâmbește, el își primise deja florile, și mai în spate zâmbește maestru Constantin Stroescu, profesorul tatei. Ce deci, imagine, da! Am amintirea acelui moment. Aici o vedem pe deci, Irina mama. Bora. Cea care deja așteptam în stație. Da. Da. Iar un alt moment extrem de tot noi. Da. Un Crăciun, nu? Un Crăciun. Un Crăciun. Când eram încă mici. Micuță, Irina. Sunt deja pentru niște aminte. Acestea sunt primele amintiri. Da, pomul de Crăciun și... toate locurile sub care mă puteam strecura, fiind atât de mică, sub pian, sub masa din sufragerie și ei credeau că m-am dus să mă culc, eu eram sub masă și ascultam tot ce vorbeau. Am amintirea felului în care el își anunța întoarcerile destul de dese, de altfel ca și plecările. Avea conectat la mașină un fel de claxon cu mai multe melodii. Și întotdeauna era una diferită față de... Așa saluta când pleca, așa saluta când venea, se auzea încă din Dorobanți, se auzea foarte tare, avea un amplificator montat, diferite melodii și câteva dintre ele chiar din opere. Când pleca, ce simțeați? Se crease spațiu între voi, un copil uneori nu vrea să-și vadă părinții departe. Știam că se întoarce. Și un fel devenise ceva obișnuit. Da, era natura mersului vieții acestei familii. Da. Această familie a cunoscut foarte multe stări, foarte multe experiențe, bătălii mai luminoase, mai puțin, cred că le-am cam trăit pe toate. Vorba de această energie care ai menționat mai devreme, el a avut o energie extraordinar de puternică. Dacă ar fi să vorbim din punct de vedere, cred că a avut și a influențat și în jurul lui, deci a crea oriunde era un efectiv. Câmp energetic extraordinar de puternic. Și fiind o ființă extrem de rezonantă, fiind continuu în vibrația pe care muzica înaltă o aduce într-o ființă, fiind un caracter foarte puternic și o personalitate asemenea, probabil că aceste câmpuri energetice erau cât se poate de instabile.
Da, în flux, într-o dinamică incontrolabilă. Da, incontrolabil e cuvântul nimerit. Da. Dar tot în acest câmp energetic extraordinar s-a născut amintirea mea de la prima dată când am fost la operă. Cred că aveam 5 ani sau 6 ani. Mi-amintesc că eram puțin mai înaltă decât mantinela lojii și a trebuit să mă ridic pe vârfuri să văd. Și am stat în picioare, nu pe scaun, ca să văd mai bine. Și clipa în care el a intrat pe scenă în Germain din Traviata și a fost întâmpinat cu ovații, cu aplauze, deși nu deschisese gura, așa era totdeauna întâmpinat pe scenă Dan Iordachescu. Aceea a rămas în mine pentru totdeauna. Cred că atunci mi-am dorit să cânt, probabil că asta este momentul zero, și l-am privit ca pe un zeu, ceea ce era. Da. L-am privit cu ochii copilului, fascinată și dorindu-mi să fiu asemenea lui. N-am reușit, nu putea nimeni să reușească să fie asemenea lui niciodată și nici nu cred că trebuie să vrem să fim asemenea. Suntem pur și simplu cei care suntem. Important este să fim cât mai sinceri și mai autentici în dăruirea sufletului nostru în muzică. Zeul Dan Iordachescu, ce simțea în acele momente în care prezența îi era ovaționată? Prezența? Era fericit. Cred că au fost printre puținele clipe în care era fericit. După plecarea lui, eu l-am visat de mai multe ori și în a noua zi, știu că m-am trezit dimineața, a fost un vis de dimineață, nu i-am văzut chipul, dar i-am simțit prezența extraordinar de puternic și prezența aceasta rostea cuvinte nerostite cu vorbe și a spus atât, numai să nu mă uitați. Acel nu mai avea sensul. Nu este nicio problemă, mergeți mai departe, pentru că trebuie să mergeți mai departe și trebuie să mergem toți, dar să nu mă uitați. Și venea, repeta practic o idee pe care noi o știam, un gând pe care îl știam de la el și pe care din ce în ce mai mult ni l-a spus în ultima parte a vieții. Dorința lui cea mai mare a fost să nu fie uitat de către publicul căruia i-a dăruit toată ființa. Practic el acolo s-a dăruit cel mai mult. N-ar fi putut să o facă în egală măsură în mai multe planuri. Undeva. Probabil. Pe undeva, din acest punct de vedere, a rămas un gol foarte mare în partea familiei. Și prezența lui în viața noastră era vitregită de partea cealaltă. Uneori mi-aduc aminte că am trăit chiar sentimente de gelozie față de această lume care mi-l lua prea des pe tatăl meu, de lângă mine. Nu puteam înțelege mai mult atunci. Și atunci ce e important în viață? Iartă-mă. N-am putut să mă abțin. Pentru că vedem pe de-o parte acest zenit al de tot ceea ce poate un sumum al vieții în zeul Dan Iordachescu, a cărei prezență este atât de puternică și ne învăluie pe toți. Pe de altă parte, această energie, ca să se mențină în acest spațiu de sus, de un rafinament fantastic, trebuia să fie canalizat acolo. Și consumă. Și consumă. Arsă arde, acolo. Arde. Și atunci, ce este important în viață? Cred dacă ar fi rămas cu voi și ar fi renunțat? Nu trebuia să renunțe, nu. Cred că pentru fiecare este important să poată să îmbine ceea ce își dorește și poate să facă. Iată-l pe tata copil.
tata copil? Dan Iordăghescu, mic. În acest moment oare își cunoștea destinul? Simțea destinul? Era în contact deja cu energia? Părinții tatei, Sebastia, da, al cărui nume îl poartă Irina, sora mea, și George. El la vârsta de 23 de ani, era în anul 3 la drept, la Iași, când și-a anunțat părinții că renunță la această facultate și că dorește să cânte. Nu, tatăl lui nu a primit vestea deloc liniștit. Deloc liniștit și, din păcate, n-a avut reacția bună, care ar trebui să fie una singură, să-ți susții copilul, indiferent ce alege, câtă vreme alegerea este din suflet și frumoasă. Era uitați, unul... poza pe care v-am spus e puțin schimbată, ca e mult mai înaltă, așa a ieșit aici. Fetița blondă. Și astfel tata a plecat la București. S-a văzut nevoit să... Și-a dormit un an și jumătate pe o masă din bucătăria unchiului lui de aici, care nu avea decât o singură cameră și bucătăria, deci nu i-a putut oferi un pat. Și-a improvizat cum a putut somnul pe această masă. Atât de puternică a fost dorința de a urma chemarea dinăuntru. O simțea deja și a făcut ce a fost mai bine pentru el și pentru noi toți. Fără niciun sprijin din partea familiei. Asta este adevărul. Maestru Dan Iordăchescu, odihnindu-se pe o masă, într-o bucătărie, pentru că tatăl și-ar fi dorit să fie un bun avocat. Da. Și dacă ar fi fost după dorința tatălui, cum ar fi arătat lumea noastră astăzi? Și nu știm dacă am mai fi putut auzi următorul moment muzical. Pentru că atunci și dumneavoastră ați fi fost probabil niște excepționale juriste. Da.
concert de Paște în ambianța minunată a Muzeului Cotroceni cu Alexandru Petrovici la pian, cu familia în sală, o bucățică de fericire. Da, o bucățică de fericire. Pentru că vorbeai înainte despre îmbinarea celor două. Nu este imposibil. Și nu există trebuie, și nu există reguli, și nu există norme. Noi ni le facem. Dacă nu ni le-am face, dacă nu ne-am autolimitat, dacă am trăit pur și simplu, dacă am lăsat viața să curgă pur și simplu, poate că am descoperit uluiți că suntem duși pe un drum pe care parcă nici nu mergem noi, parcă altcineva merge împreună cu noi și ne ajută, că parcă se deschid uși care ar fi părut de nedeschis sau nu ne-am fi gândit la ele. Dar depinde de fiecare, dacă poate, dacă simte, dacă dorește, dacă înțelege. În tata a ars atât de mult dorința de a cânta, atât de puternică a fost această dorință de a fi pe scenă. Și multă tulburare și multă presiune, pentru că odată ce ajunge atât de sus cum a ajuns el, presiunea este uriașă și te simți continuu provocat să rămâi tot acolo și amenințat să nu cumva să cazi, deși el n-avea cum să coboare de acolo. Și atunci, probabil că această tulburare i-a canalizat energia aproape exclusiv pe muzică. Și a avut nevoie să se hrănească din ce în ce mai mult cu sprijinul tuturor celorlalți, fără să poată să întoarcă într-un mod echitabil acest sprijin. A știut că trebuie să ia foarte mult, să se sprijine foarte mult pe cei din jur. Iar mama a avut... Mama este o martiră. Și înger împăzitor și ființa căreia îi datorează o mare parte din tot ceea ce a făcut, pentru că ea l-a sprijinit practic, pentru el nu a mai existat altceva decât muzica. Și a fost liber total să se ducă în acea direcție. Deci nu știu... Toate celelalte aspecte ale vieții. Și mama, banale, de asemenea, și-a sacrificat cariera excepțională. Cum a ajuns maestru Dan Iordachescu în Statele Unite? Da. Vorbeam și mai devreme că nu știu numele orașului în care urma să aibă loc acel concert pe care tata dorea din start să-l refuze, pe motiv că nu prezintă o miză extraordinară în Europa, în Iugoslavia, da? Ca el să-și asume riscul. Prin ce an, plus minus? Înainte de 70. Erau proaspăt căsătoriți, el și da, da. Puțin înainte de 70. Turneele repetate în America au început undeva între 70-71 și 75-76. Deci, puțin înainte de aceste turnee, totuși el a acceptat și s-a vaccinat împotriva acelui virus care se pare că atunci crease o epidemie în orașul respectiv și el se agăța de acest motiv ca să o refuze pe mama și să spună în continuu că nu vrea să meargă acolo. L-a convins, s-a vaccinat, s-a dus, a făcut un concert extraordinar. În sală se afla un impresar care imediat, acolo, în acel orășel uitat de lume. Ce să caute impresarul acolo? Așa se întâmplă uneori. Da. Așa vin aceste clipe de răscruce în viața oamenilor. Iar pentru el a fost această deschidere extraordinară către America și acolo a avut loc o reușită extraordinară la San Francisco cu Shirley Verrett, La Favorita, de exemplu. Și a revenit în fiecare an, a fost chemat. La fel s-a întâmplat și cu Otello, a refuzat să facă în nici măcar 3 săptămâni rolul lui Iago, el inițial spunând că l-a făcut, uneori plusa și spunea că știe. Da, deci, da, este și acum este un obicei foarte întâlnit printre artiști să spună da, știu deja rolul respectiv, neașteptându-se ca persoana cu care vorbesc să invite chiar peste 3 zile să-l facă. Asta ar fi fost cumplit. A avut totuși aproape 3 săptămâni, a vrut să refuze, mama i-a spus nu te voi lăsa să refuzi, gândește-te că este vorba de Mario del Monaco, Otello, trebuie să fii nebun să refuzi așa o... Ai mințit, ai spus că îl știi, acum pune-te și învață. Și țin minte că a venit pianista Doina Micu în fiecare zi, ore și ore. Da, nu știu câte ore, foarte multe. L-a învățat, a apucat să debuteze, mi se pare, ori la Cluj, ori la Timișoara, să apuce să-l facă aici, în România. Și de acolo a zburat direct la Berlin, dacă nu mă înșel.
Da. Este o performanță extraordinară acest rol, pe lângă, eu știu, întinderea pe care o are. Are foarte mult de cântat, dar este, din punct de vedere al dramaturgiei și al structurii personajului, este de o complexitate extraordinară. A reușit, este unul din rolurile cântate cu cel mai mare succes. Treptat. Ați început să înțelegeți și valoarea tatălui. Absolut. Pentru că inițial, copilul fiind, probabil că nu știai ce înseamnă un rol, cât de greu este și... A trebuit să creștem puțin ca să înțelegem, da. Să intrăm în muzică la rândul nostru, să începem să ascultăm cum cântau ceilalți și abia atunci să înțelegem cât de extraordinar cânta el. Sunt lituri franceze pe care eu nu le-am auzit cântate de nimeni așa cum le cântă el. Leur exquise de Reinaldo Hahn sau Supir. Nu am auzit, pentru că el avea o voce extraordinar de flexibilă, de maleabilă. Avea un mezzavoce spre piano unic. În același timp era extraordinar de rezonant, de agățat. Nu era un falset întărit. Numai el știe cum era. El știe și cei care îl mai întrebau, când puteau să-l întrebe amical dintre colegi, dar cum faci? Dar cum faci? E, și el răspundea puțin... Tot am mă rog, tot am, da, încercând să glumească, îmi întorc corzile pe dos. Nu este departe ce spunea el de ceea ce se întâmplă practic, mecanic, atunci când vrei să obții acest fel de nuanță. E o nouă tehnică pe care probabil nimeni nu poate. Nu e falset întărit, dar ce e? Este încă una foarte veche și care a pornit de la italien, evident. Așa cum a pornit și eu. Dar peste orice comandă tehnică, peste orice aspect fizic, muscular, că sunt o pereche este o pereche de mușchi care vibrează. Ce se întâmplă după toate aceste aspecte? În cazul lui, sigur, fiecare artist, fiecare om este unic, fiecare experiență este unică. Însă el a avut ceva ce nu, cu adevărat, nu eu consider că nu mai pot întâlni. Ascult foarte multe înregistrări, atât cât ne permite astăzi internetul și atâtea câte avem la dispoziție. Este un fel de a trăi, este o pictură cu sunete. El pictează, el nu cântă, el pictează. Este acea flacără, este arderea are din o vibrație extraordinară, are o încărcătură, cuvântul, exact, nu-l spune exact, oricum. Exact. Un prim tablou, cum se spune, o întreagă galerie de tablouri, da. De pictură cu sunet, clipă de... Și o stăpânire extraordinară, măiastră a stilurilor muzicale. Aici intervine cultura, pe lângă trăire, dar intervine cultura. Era un artist complet și complex, a cântat în 6 genuri muzicale, vorbea 5 sau 6 limbi străine, a întâlnit și a discutat cu și s-a inspirat din și s-a îmbogățit în aceste întâlniri cu oameni mari de spirit și de cultură acestei lumi. Mai ați fost cumva părtașe la întâlnirile destinale mari pe care le-a avut? Cele petrecute în sănătate, nu, din păcate, pentru că nu eram cu el. Sau eram prea mici, sau nu mama eram. Sau nu alături, eram. Mama a fost alături în foarte multe din aceste călătorii pentru contractele lui din sănătate. În casa noastră însă au fost... Mama a fost alături la întâlnirea providențială cu Ricardo Muti, întâlnire în care Muti atât a fost de fascinat, de plăcut, impresionat, de fapt fascinat, rămân la primul cuvânt, de prezența lui scenică, de vocea lui extraordinară, de acest mășteșug artistic, încât i-a spus: te iau să fii baritonul meu, dar trebuie să vii aici, ca să pot fi sigur că de câte ori te chem la un concert, primești celebra viză și nu ești blocat celebra să ieși, trebuie să am o siguranță. Da. Și atunci tata a stat mult de vorbă cu mama și a spus: părinții mei sunt acolo, casa mea, țara mea, acel ceva care nu poate fi definit, pentru că în țara lui era rău atunci. Nu puteai gândi decât cum să fugi de acel rău. Și n-a putut sufletește, dar să știți că a regretat.
A regretat foarte mult. A regretat toată viața. Pentru că nu s-a simțit aici apreciat și iubit pe măsura ceea ce el a dăruit și pe măsura valorii lui. Și din păcate ajungem la eterna poveste cu dragoste și respectul pentru valorile noastre, care devine extraordinare când pleacă, dar când le avem aici, doar uitați-vă de câte ori o să-l vedeți pe Dani Ordăchescu la televizor, în media, oriunde, cât de des îl veți vedea, acolo puteți face o... Acolo e o măsură a dragostei și a interesului. Și prin contractele pe care le-a avut, a dus statului român, milioane, cred că se numără în milioane de dolari pe vremea aceea. Dacă vrem să ne gândim numai la aspectul financiar, însă el a adus acestei țări, alături de colegii lui de generație și generațiile următoare, bineînțeles, un beneficiu enorm. Gândiți-vă doar că Salzburger Nachrichten, după ce Dani Ordăchescu a luat marele premiu Mozart în 1956, scria cum din această clipă muzica Dani Ordăchescu, al nostru fiind, aparține tuturor, al nostru fiind, spuneau nemții, da, austriecii. Și muzica lui Mozart trece și muzica lui Mozart nu mai trece prin Salzburg, ci prin București. Da. Revenim la masa din bucătărie pe care s-a odihnit și la bunicul vostru, la tatăl maestrului. Cum oare a simțit tatăl primul succes și primele semne ale geniului maestrului Dani Ordăchescu? Există o fotografie cu tatăl nostru și cu bunicul nostru la primul recital de la Ateneu, unde a venit să-și vadă fiul, însă eu nu mi-amintesc ca tata să ne fi povestit ceva special legat de acel moment, un cuvânt pe care să-i fi spus. Știu că l-a îmbrățișat și zâmbea în fotografie, dar sunt convinsă că dacă ar fi existat mai mult decât atât, tata ne-ar fi spus. Da. Nu cred că a existat. Nu cred că a înțeles bunicul nostru ce minune s-a născut din fuga lui de la Iași la București. Să putem să ne lăsăm copiii liberi cu măsura în care suntem noi liberi sau nu suntem liberi? O libertate supravegheată așa discret din spate, poate, pentru că orice părinte își dorește ce e mai bun pentru copilul lui, dar acest ce e mai bun poate să aibă foarte multe nuanțe și să e foarte interpretabil și foarte complicat de aplicat până la urmă. Pentru că a vorbit Irina despre bunicul George, eu m-am gândit la bunicul Dan, care îi numea pe fiii mei, pe Cristian și pe Claudiu, îi numea ambasadorii mei. Așa le spunea și așa le-a rămas. Și-a dorit enorm un băiat. N-a avut parte de trei fete. Noi mai avem o soră care este plecată de mult în America, Raluca. Tot băiat are. Este adevărat că Cristina mai puțin, dar eu și Raluca am fost mai băiețoase. Poate că s-a transferat această așteptare, această dorință a lui, cel puțin spre mine, cu siguranță. Eu am fost mai mult băiat decât până la o anumită vârstă și jucam fotbal și eram liderul grupului de băieți de pe alee, de la școală. Da, evident că am resimțit, s-a imprimat. Și stăteai sub masă la întâlnirile și stăteam sub masă, dar eram pusă pe șotii, asta este clar. Deci o fetiță puțin mai... Îți place să te joci? Mai curajoasă. Încă îți place să te joci? Încă îmi place, da. Da. La nunta mea a venit în acest costum alb superb în 2012, 18 august 2012. Nu e mult, acum 3 ani. Familia, da. Bebe, Alexandru, fratele lui, Raluca, eu. Tu cred că făceai fotografia, Cristian și Claudiu, ambasadorii lui Dan, nepoții lui, copiii mei. Ambasadori, erau îmbrăcați chiar într-o ținută de... Iar aici, din păcate, este ultimul nostru Crăciun împreună, anul trecut. Cu cei 3 nepoți de data asta. Cristian, Chrissy și Claudiu Alexandru. Același colț
al casei, care, în care au fost făcute, păstrate atâtea imagini ale atâtor seri de 24 decembrie. Așa cum obișnuim să ne strângem în fiecare an acolo. Cât mister este în primul nostru Crăciun și în ultimul nostru Crăciun? Știm care e primul, nu știm care e ultimul. Credeam, așa cum a fost ultima fotografie cu mine mică, erau timpurile când evident că nu percepeam timpul, că nu gândeam că va fi un sfârșit. Aveam convingerea că vom trăi veșnic. Și acest lucru s-a sfârșit exact în momentul în care am început să înțeleg timpul. Și m-am gândit că atunci începem să murim câte puțin. Când înțelegem timpul, când ne înscriem în timp, atunci începe să abia atunci începe să ticăie. Și pentru a ne înscrie în timpul întâlnirii noastre, vom mai asculta ceva. Oh,
era chiar concertul lui aniversar, pe 2 iunie 2014. Pe care împreună cu sora mea și cu pianista Liana Mareș și alți invitații, între care un coleg de-al meu, bariton la Opera Națională București, Vasalic Iordache, a venit și am cântat împreună chiar duetul din actul 2, Intraviata, duetul pe care nu am avut curajul să-l cânt. Acesta cred că este poate unul dintre cele mai mari regrete. Când tatăl meu era aniversar la Opera Națională, eu eram în anul 3 de facultate la conservator și m-a invitat să cânt alături de el acest duet. Nu am avut curaj. A fost singura dată în viața mea artistică când eu nu am avut curaj, pentru că în rest am făcut foarte multe lucruri, poate unele considerate nesăbuite sau pripite. Am acceptat toate roluri care în aparență mă depășeau și totuși m-am dus. Care e atunci anatomia curajului? Cum se întâmplă? Pentru că poți să spui, tu poți să vorbești despre lucrul ăsta. În ce mă privește, a fost, nu știu, nu a fost nimic conștient. Eu nu concep eșecul pe scenă, nu-l concep, nu există, nu înțeleg această noțiune, n-am înțeles-o niciodată. Deși am emoții îngrozitoare înainte, am avut ani de zile în care aveam trac și de la mâini până la dinți tremura toată ființa mea. Aveam momente de dubiu înainte, nu credeam că poate sunt de ajuns de pregătită sau poate că sunt în cea mai bună formă în acel moment, însă din clipa în care puneam piciorul pe scenă, știam că nu poate fi altfel decât foarte bine. Și acest lucru s-a continuat și a crescut chiar. Am ajuns să mă simt extrem de confortabil pe scenă și să caut acel sentiment, să mi-l doresc, ceea ce nu se întâmpla la început. Tata simțea din prima clipă tot ceea ce urma să se întâmple în prezența dânsului pe o scenă. Îl aveați în spate din orice, scuză pentru întrerupere, da. La concertul dedicat lui, da. În 6 iunie 2015, anul acesta, concert omagial, vorbeam de curaj. Eu am simțit că îmi trebuie curaj pentru a ieși pe scenă din spatele cortinei în care, uitați acolo, în acel spațiu am stat cu Irina, ascultând minutele de aplauze și de ovații care l-au întâmpinat când a intrat cu mare greutate, așa cum a putut veni în loja laterală. Așa cum a fost tot timpul întâmpinat. Dar era un moment chiar special, iată, acolo și amândouă aveam, deci, practic plângeam, doar că nu puteam să lăsăm lacrimile să curgă și știam că trebuie să intrăm și să cântăm într-un moment atât de încărcat emoțional, atât de special. Și așa cum a spus și Irina atunci, știam că îi cântăm pentru ultima dată. Asta am știut. Era un rămas bun. Ultima apariție publică. Știam că este foarte aproape, nu știam cât de aproape. Speram să fie cât mai departe acel moment, dar știam că se apropie și că nu ne putem pune în calea lui și că nimeni nu poate să facă nimic ca să mai lungească timpul pe care îl mai aveam împreună. Și știam că mi-au rămas bun. Și că va fi ultima oară când se va afla în acea lojă, așa cum întotdeauna în stânga, loja din stânga de la Ateneu, loja din stânga a Operei Naționale București, de unde întotdeauna venea să ne asculte. Însă a fost acel moment în care am ieșit, am avut câteva secunde în care n-am putut să vorbesc, dar am știut că trebuie să duc mai departe acel moment, tocmai pentru că se întâmpla ceva extraordinar. Acei oameni sunt foarte mulți pe care nu i-am recunoscut. Eu mă uit la fețele oamenilor când. Nu dintotdeauna am făcut-o, mi-a fost frică de ei și în timp am ajuns să nu-mi mai fie frică, ba chiar să-mi fie drag să-i privesc și să caut să găsesc priviri zâmbitoare, așa le spun, cu zâmbet. Nu găsesc întotdeauna, dar nici nu stărui prea mult. Dar îmi rămân, fețele lor îmi rămân în memorie, chiar dacă nu le cunosc numele. Nu știu cine au fost acei oameni, au fost foarte mulți oameni tineri pe care nici la spectacolele mele nu i-am întâlnit și știu că nici nu puteau fi din publicul lui statornic. S-a umplut un ateneu și pentru asta am mulțumit și atunci o voi face întotdeauna.
Vă rog să mă credeți că au fost nici 7 zile lucrătoare, ca să vorbim în termeni în care putem să promovăm, nu, un eveniment. S-au mobilizat foarte mulți prieteni de-ai mei, printre care și tu. Și le-am mulțumit încă de atunci, prieteni care aveau relații în media, care imediat au dat comunicate și au spus unii altora, au trimis mesaje pe privat, au trimis mesaje pe toate aceste site-uri de socializare, interviuri care s-au născut de la o zi la alta, la diferite posturi de televiziune sau de radio. Deodată, deci de la semnalul meu, cu adevărat trist, că nu se întâmplă ce trebuia să se întâmple și că mi-e frică să nu iasă tatăl. Eu aș fi fost la fel de bucuroasă să am în sală 10 oameni, așa cum au fost atunci aproape 800. Dar pentru el mă temeam să nu iasă în acea lojă și să găsească prea puțin oameni pentru cât avea nevoie sufletul lui să găsească. Ar fi fost imposibil pentru că aceeași energie... S-a întâmplat un miracol, da, rog să mă credeți că a fost un miracol. Eu când am ieșit și am văzut acel ateneu plin, și el aplaudat acele minute lungi de aplauze, am spus că îi mulțumesc. Cred că nici măcar noi nu știm câtă bucurie i-a putut produce această clipă extraordinară care a fost acel concert și felul în care a fost primit de public. Cred că nici măcar noi nu știm, deși putem să bănuim asta. Cred că cele două cărți ale lui Jas Muhin, care vorbesc despre lumină și despre iubire, din partea editurii For You, prima, Calea celui care se hrănește cu lumină. Maestru Dan Iordăchescu ne-a hrănit cu lumină pentru că s-a hrănit cu lumină pentru tine, Cristina. Și regina matricei, cei care acordează câmpurile pentru Irina. Mulțumesc editorii For You și vă mulțumesc pentru bucuria de a fi mers și puțin măcar împreună pe drumurile și pe drumețiile vieții voastre și pentru faptul că ne-ați permis să vedem fotografii care nu s-au mai văzut. E chiar prima dată, pentru că așa am simțit, am dorit să ne păstrăm pentru noi viața noastră de familie și poate și pentru prima dată am spus niște lucruri aici care nu au mai fost împărtășite. Sigur. Poate că vine un moment când trebuie să le și spui. Sunt lucruri care ne aparțin numai nouă. Cum iată, este pentru mine bucuria extraordinară pe care mi-au adus-o copiii în viața mea. Și pentru că vorbeai de timp, practic am început să simt că trece timpul din clipa în care au venit în viața mea și au început să crească. Ne-au măsurat timpul mie și tatălui lor, soțul meu. Suntem, rostul timpului este să curgă. Vă mulțumesc încă o dată și vom încheia emisiunea prin voi trei. Mulțumesc încă o dată. Și noi.